Prima problemă a fost legată de dezvoltarea orașului, pentru că s-a votat bugetul pentru al doilea semestru al anului, iar aleșii au punctat că prioritare sunt investiții mai vechi nefinalizate. Aș vrea ca banii pentru dezvoltare să fie cheltuiți. Sunt foarte multe de făcut în oraș. Dacă sunt proiecte mari care nu au șanse să se întâmple în acest an, este foarte bine să cheltuim banii pe proiecte mai mici, dar care să într-adevăr să aducă, să schimbe fața orașului. Primarul Marius Stan a declarat că investițiile în infrastructură sunt îngreunate de birocrație. Sunt lucruri pe care n-ai de unde să le prevezi, le poți intui și ăsta e motivul pentru care suntem în întârzieri. De aceea facem și rectificările, pentru că la rectificările bugetare pe care le facem, încercăm, văzând cum decurg unele proiecte, cât de greu decurg și estimând că nu putem cheltui banii previzionați la începutul anului, încercăm să-i mutăm pe alte lucrări. Asta e dinamica lucrurilor. N-avem ce să facem. Evident, aici de facem și autocritica, este mai mult decât evident că și la noi în primărie se întârzie foarte multe proceduri. Un alt punct de pe ordinea de zi care a fost dezbătut de aleșii locali este aprobarea organigramei și statului de funcții pentru cantina de ajutor social Galați. Domnul director ne spune că a avut niște salariați care și-au terminat studiile și hai să-i promovăm. Chestiile se întâmplă altfel. Organigrama este organigrama, ai posibilitatea, îl promovezi, nu. Chestia asta că are bani de la buget, bugetul nu e a dumnealui, e a primării și înseamnă că i-am dat un buget prea mare. Poate ne trezim într-o zi că la o societate avem vreo 30 de directori, că și-au terminat studiile. Există o lege pentru treaba aceasta și nu îi facem director sau altceva. E o singură persoană care a terminat studiile și conform legii trece din referent 2 în referent 1. Este o chestie de statutul de funcțiuni și pentru asta trebuie să modificăm toată hotărârea de Consiliu. Deci nu este nimic, când ne-a speriat toată lumea. Bă, ce mai angajează asta? Ce mai fac ăștia? Să nu mai fim așa de suspicioși. Pentru transportul urban, consilierii locali plănuie să mărească atribuțiile Transurb și să renunțe la o parte din societățile private. Dacă în momentul de față, înainte de această achiziție a mijlocilor pentru Transurb, există o strategie în ceea ce privește expirarea contractelor cu transportatorii privați în anul 2015. Directorul Transurb a confirmat că se lucrează la o strategie pentru a îmbunătăți transportul public în comun. Lucrăm la o strategie acum de dezvoltare a transportului urban împreună cu primăria, cu serviciul de transporturi din primărie. Asta facem cam de o lună și jumătate și sperăm să iasă ceva bun. Și ca în 2015, într-adevăr, când ne expiră contractul pe care îl avem acum, contractul de delegare, să putem să acoperim rețeaua de transport, traseele principale, așa cum spune legislația, legea 92. Asta și cu sprijinul dumneavoastră. Deci strategia există, se lucrează.